Evanghelia după Luca din capitolul 1, versetul 26. Cuvântul Domnului care vorbește așa. Luca capitolul 1, începând cu versetul 26. În luna a șasea, îngerul Gabriel a fost trimis de Dumnezeu într-o cetate din Galileea numită Nazaret, la o fecioară logodită cu un bărbat numit Iosif, din casa lui David. Numele fecioarei era Maria. Îngerul a intrat la ea și a zis: plecăciune ție, căreia ți s-a făcut mare har. Domnul este cu tine, binecuvântată ești tu între femei. Tulburată foarte mult de cuvintele acestea, Maria se întreba singură ce putea să însemne urarea aceasta. Îngerul i-a zis: nu te teme, Marie, căci ai căpătat îndurare înaintea lui Dumnezeu. Și iată că vei rămâne însărcinată și vei naște un fiu care îi vei pune numele Iisus. El va fi mare și va fi chemat Fiul Celui Preanalt. Și Domnul Dumnezeu îi va da scaunul de domnie al tatălui său David. Va împărăți peste casa lui Iacob în veci și împărăția lui nu va avea sfârșit. Maria a zis îngerul: cum se va face lucrul acesta, fiindcă eu nu știu de bărbat? Îngerul i-a răspuns: Duhul Sfânt se va coborî peste tine și puterea Celui Preanalt te va umbri. De aceea, Sfântul care se va naște din tine va fi chemat Fiul lui Dumnezeu. Amin. În loc să ocupați locurile. Am citit acest text și l-am ales acest text din două motive principale. În primul rând, pentru că el vorbește despre ceea ce urmează ca luna aceasta să sărbătorim, și anume sărbătoarea nașterii Mântuitorului nostru, și textul acesta vorbește despre pregătirea acestui eveniment, felul în care Dumnezeu a pregătit lumea ca acest eveniment extraordinar să aibă loc. Și apoi, al doilea motiv pentru care am ales textul acesta este că, dacă vom fi atenți și vom vedea în cele ce urmează, textul ne descoperă niște adevăruri extraordinar de importante și pe care, din păcate, generație după generație și mai cu seamă în ultima vreme, începe să le ignore. Lucruri foarte importante care au însemnat extraordinar de mult în mentalitatea colectivă a generațiilor trecute, lucruri care înseamnă puterea lui Dumnezeu, felul în care Dumnezeu conduce lumea, felul în care Dumnezeu așează lucrurile, lucruri pe care oamenii din ziua de astăzi vor să-l dea afară din mentalul lor, din conștiința lor și să așeze alte temelii pe care să clădească niște învățături care n-au de-a face cu Dumnezeu, care n-au de-a face cu ceea ce înseamnă creatura lui Dumnezeu numită om. Trăim astăzi într-o societate, spuneam, și într-o perioadă a istoriei lumii, așa cum n-a mai existat niciodată de la întemeierea acestei lumi. Mă refer mai exact la realitatea că niciodată în istoria ei, omenirea nu a mai cunoscut o perioadă în care o parte așa de însemnată din populația lumii să beneficieze de un grad de bunăstare materială așa cum este astăzi. Și trebuie să fim sinceri, așa este. Niciodată în istoria ei, omenirea n-a mai trăit, într-o cea mai mare parte ei, un grad, și n-a mai cunoscut un grad de bunăstare materială, de confort material, așa cum este astăzi. Pe lângă bunăstarea materială și confort, omenirea n-a mai cunoscut niciodată o asemenea perioadă de libertate de exprimare. Desigur, fără a scăpa din vedere excepțiile, adică acele părți din lumea noastră, unde anumite popoare sunt în continuare asuprite, sunt batjocorite de către cei care le conduc și sunt ținute într-un fel de sclavie, din toate punctele de vedere. Am observat însă un fenomen ce mie mi se pare, dacă nu ciudat, cel puțin interesant cu privire la generația noastră. În ceea ce privește pe semenii noștri care se bucură de prosperitate materială și de un grad tot mai sporit de libertate, cu cât această libertate este mai largă,
cu atât există o insistență tot mai accentuată ca ea să fie și mai mare și mai lărgită, astfel încât, după cum își închipuie unii dintre ei, libertate adevărată ar însemna în mintea lor doar în măsura în care aceasta ar fi totală. Ce înseamnă libertate totală? Cu alte cuvinte, spun ei, putem discuta cu adevărat de libertate doar în măsura în care orice om poate să facă tot ce-i trece prin minte, oricând și oriunde și oricum vrea, orice dorește, fără ca cineva cu vreo pretinsă autoritate așezată deasupra lui să-l poată împiedica și să ceară să hotărâ pentru ceea ce face. Așa visează unii dintre semenii noștri libertatea. Motivația ideologică care stă în spatele unei astfel de pretenții stă în faptul că, în opinia lor, omul nu poate fi considerat cu adevărat o ființă umană, în adevăratul sens al cuvântului, decât în condițiile în care libertatea este totală. Adică, fără teama sau constrângerea de a da socoteală de ceva înaintea cuiva. Și este suficient să urmăriți cu atenție pretențiile acestei generații de oameni care merg până acolo și își doresc și își doresc, numai că își doresc, acționează cu tot sârgul în această direcție, să dărâme din temelii orice formă de tradiționalism. Da? Să dea afară pe Dumnezeu din viața oamenilor, să dărâme biserica ca și concept, nu clădire neapărat, dar să dea afară din mintea omenilor această idee de Dumnezeu, de închinare, de supunere înainte de Dumnezeu. Cea mai recentă este această intenție de a redefini noțiunea de căsătorie, care noi o cunoaștem ca fiind absolut normală, așa cum a fost stabilită de la întemeierea lumii între un bărbat și o femeie. Astăzi oamenii își doresc să o redefinească și să facă fiecare cum îi trece lui prin cap. Pe motiv că toate acestea au fost, zic ei, și constituie o piedică în evoluția și dezvoltarea și libertatea totală a individului. Acum, întrebarea mea de credincios creștin, pe care îndrăznesc să vă adresez și dumneavoastră, este aceasta. Care credeți că este poziția lui Dumnezeu față de toate aceste lucruri? Unii își închipuie că Dumnezeu este așa tolerant cu toate lucrurile acestea și că nu are nimic de spus împotriva lor. Oare dacă Dumnezeu ar fi să glăsuiască din cerurile lui prea înalte, în așa fel încât să se audă dintr-o dată pe toată suprafața Pământului și orice ureche se poate să audă ce spune Dumnezeu, ce ar avea de spus Dumnezeu cu privire la toate aceste lucruri? Ceea ce scapă din vedere toți acești apologeți ai libertății totale a omului și a liberării lui de orice formă de credință și de tradiționalism și de principii dumnezeiești, ceea ce scapă ei din vedere este acest adevăr pe care scripturile creștine îl menționează și îl subliniază de nenumărate ori pe paginile sale. Și anume, că omul nu mai este și nu mai poate fi o ființă liberă din momentul în care păcatul a atins ființa lui. În momentul în care păcatul i-a atins mintea, inima și voința, omul nu mai este o ființă liberă. Orice și-ar închipui ei, omul nu este și nu poate să fie o ființă liberă. Omul, în starea lui naturală, este o ființă căzută în păcat și aflată sub robia păcatului și a diavolului și care se folosește de acesta pentru a-l ispiti și a-l ține legat în aceste lanțuri. Asta scapă din vedere. Și desigur că unul din interesele principale ale diavolului este să-i facă pe oameni să ignore cât mai mult cu putință exact această realitate. Diavolului nu-i pasă nici măcar dacă oamenii cred în existența lui sau nu. Din potrivă, cu atât mai mult cu cât oamenii ignoră existența diavolului, cu atât diavolul îi poate manipula mai ușor înspre ceea ce el își dorește, adică distrugerea lor. Slăvit să fie Domnul însă!
Fiindcă nu diavolul stăpânește lumea aceasta. Amin. Dumnezeu este Cel care hotărăște soarta lumii și a oamenilor. Amin. Dumnezeu este Acela care este Creatorul, Susținătorul și Mântuitorul acestei lumi și tot El este Cel care se îndură de oameni și le descopere voia Lui, cea bună, plăcută și desăvârșită. Amin. Și voia aceasta lui Dumnezeu s-a împlinit de-a lungul întregii existențe acestei lumi și va continua să se împlinească în mod perfect, desăvârșit, indiferent cât de mari și de mulți vor fi aceia care vor îndrăzni să îi se împotrivească și indiferent cât de mulți vor fi aceia care vor lupta împotriva lui Dumnezeu și împotriva celor ce sunt slujitorii Săi, adică copiii Lui cei prea iubiți. Și Cuvântul lui Dumnezeu ne adeverește și ne amintește încă o dată că dincolo de planurile celui rău sau ale oamenilor care îl slujesc pe cel rău într-un mod conștient sau nu, potrivit cu voia lui Dumnezeu și în conformitate cu planurile și cu hotărârile Sale din veșnicia trecută, lumea aceasta și omenirea aflată în întuneric și despărțită de Creatorul Său din pricina păcatului a văzut la un moment dat în istoria sa o mare lumină care străluci de-a lungul și de-a latul Pământului. Evanghelia Împărăției lui Dumnezeu a fost vestită de la un capăt până la celălalt al Pământului și în așa fel încât astăzi, după 2000 de ani, ea încă mai are putere să lucreze, cum spunea fratele Isai, în inimile oamenilor. Slăvit să fie în numele Domnului pentru asta. Amin. Când? De la cine? Către cine? Prin cine? Și ce anume a aflat lumea noastră din partea Dumnezeului Cel Atotputernic, așa încât toate acestea să fie potrivite cu voia lui Dumnezeu. Potrivit cu voia lui Dumnezeu. Primul adevăr pe care îl descoperă textul pe care tocmai l-am citit din Evanghelia după Luca este că potrivit cu voia lui Dumnezeu, El are pentru orice timp, un moment sau o vreme potrivită. Amin. Vremea potrivită, în primul rând, este vremea pe care a hotărât-o Dumnezeu. Dumnezeu are un calendar al Său în care are punctate toate evenimentele acestei istorii ale lumii pe care noi le trăim. Și vremea potrivită este vremea pe care a hotărât-o Dumnezeu. În mod specific, vremea potrivită, așa cum a fost hotărâtă de Dumnezeu din veșnicie, pentru anunțarea Fecioarei Maria, că a fost aleasă să-L poarte în pântecele sale pe Iisus Hristos, adică pe Mesia, Mântuitorul Lumii, a fost o zi, ne spune, din luna a șasea. Așa ne spune textul, că în luna a șasea, într-o zi pe care a hotărât-o Dumnezeu, Îngerul Gabriel a fost trimis de Dumnezeu într-o cetate din Galileea numită Nazaret. La vremea potrivită. În luna a șasea. Așa cum a hotărât Dumnezeu. Bun. De ce credeți că este important de știut și de subliniat faptul că Dumnezeu își împlinește planurile și hotărârile Lui alcătuite din veșnicie exact la vremea hotărâtă, adică exact în momentul stabilit de El dinainte. De ce o fi așa de important pentru noi să știm toate lucrurile acestea? De exemplu, iată, o să vă dau câteva citate din Scriptură care nu fac altceva decât să întărească acest adevăr, și anume că Dumnezeu are un timp stabilit pentru tot ceea ce s-a întâmplat în trecut, pentru ceea ce se întâmplă în prezent și pentru ceea ce se va întâmpla în viitor, până la capitolul istoriei acestei lumi. De exemplu, în Geneza, în capitolul 21, ni se spune că Sara a rămas însărcinată și a născut lui Avram un fiu la bătrânețe și adaugă textul la vremea hotărâtă despre care vorbise Dumnezeu. În Psalmul 75, versetul 2, se spune că atunci când va veni vremea hotărâtă, zice Domnul, voi judeca fără părtinire. În Psalmul 102, versetul 13, se spune, tu te vei scula și vei avea milă de Sion, căci este vremea să te înduri de el.
A venit vremea hotărâtă pentru el. Venind în Noul Testament, Apostolul Pavel spune așa în a doua epistolă către Corinteni, în capitolul 6, căci el zice, la vremea potrivită te-am ascultat, în ziua mântuirii te-am ajutat. Iată că acum este vremea potrivită, iată că acum este ziua mântuirii. Amin. Apostolul Petru, scrie și el a doua sa epistolă, spune așa, în capitolul 3, versetul 9, cum zice acolo? Zice, Domnul nu întârzie în împlinirea făgăduinței lui, cum cred unii. De ce nu întârzie? Domnul și are calendarul lui. Da? Și are o îndelungă răbdare pentru voi și dorește ca niciunul să nu piară, ci tot să vină la pocăință. Profetul Daniel spune ceva și mai clar. Zice, chiar și din cei înțelepți, mulți vor cădea ca să fie încercați, curățiți și albiți până la vremea sfârșitului, căci sfârșitul nu va fi decât la vremea hotărâtă. Amin. Acum, indiferent de ceea ce își închipe oameni și independent de părerile și de voia lor cu privire la mersul istoriei, adevărul este acesta. Dumnezeu este Cel care cârmuiește istoria. Slăvit să fie numele Lui. Dumnezeu este Cel care cârmuiește istoria, Dumnezeu este Cel care jalonează istoria, El își așează evenimentele unde crede El de cuvință, momente cruciale, hotărâte de voia Lui suverană, și Dumnezeu este Cel care se implică în mod activ și personal în îndeplinirea cu scrupulozitate desăvârșită în atingerea scopurilor și obiectivelor pe care El însuși și le-a stabilit din veșnicie. Acesta este Dumnezeul în care cred eu și sper că acesta este Dumnezeul în care credeți și dumneavoastră. Amin. Vremea potrivită, în conformitate cu voia lui Dumnezeu, este vremea hotărâtă de Dumnezeu. Tocmai fiindcă Dumnezeu este singurul care își dorește și are și capacitatea și are și cunoașterea de plină asupra tuturor lucrurilor care se întâmplă, astfel încât nimic din tot ceea ce se petrece în universul pe care El l-a creat să nu-i scape de sub control și să nu se producă în afara voinței Lui. Ceea ce este deosebit de important de înțeles de către oameni este adevărul acesta că așa cum Dumnezeu și acum pentru Fecioara Maria, Dumnezeu a hotărât o vreme potrivită când ea să se nască în această lume, apoi o vreme potrivită când să-i se aducă la cunoștință despre alegerea ei pentru a-L naște pe Mântuitorul, pe Mesia, tot așa, și asta trebuie să înțelegem fiecare dintre noi, tot așa Dumnezeu ne are în vedere pe fiecare parte, pentru că pentru fiecare parte are o vreme, un timp stabilit în calendarul și în agenda lui de Dumnezeu. Amin. Așa este cu fiecare dintre noi. Cu alte cuvinte, noi putem afirma fără teama de a greși că nașterea noastră fizică în această lume nu a fost întâmplătoare. Unii oameni și închipuie că doi părinți s-au întâlnit, au conceput și în sfârșit cineva s-a născut la întâmplare. Nici de cum lucrurile nu stau așa. Dumnezeu a hotărât lucrurile, deci nașterea noastră fizică nu a fost la întâmplare, ci a fost o zi pe care Dumnezeu a stabilit-o cu precizie din veșnicie. Și mai mult decât atât, putem fi siguri că ziua în care noi am fost atinși de harul lui Dumnezeu și am fost născuți din nou din Duhul Său, nici de cum nu poate fi o zi la întâmplare, ci a fost planificată în hotărârile lui Dumnezeu. Ziua mântuirii noastre a fost hotărâtă înainte de întemeierea lumii, spune cuvântul lui Dumnezeu. Atunci când Dumnezeu scria numele noastre în cartea vieții. Și asta nu este invenția mea sau altuia care crede asemenea mie, ci este adevărul pe care ne-l descoperă aici cuvântul lui Dumnezeu. Spunea Pavel în Efeseni, o spune și în 2 Timotei, capitolul 1, versetul 9 și 10, că El ne-a mântuit și ne-a dat o chemare sfântă,
pentru faptele noastre, ci după hotărârea Lui și după harul Lui, care ne-a fost dat în Hristos Iisus înainte de veșnicii, dar care a fost descoperit acum, când acum, la vremea potrivită, prin arătarea Mântuitorului nostru Iisus Hristos, care a nimicit moartea și a adus la lumină viața și neputrezirea prin Evanghelie. Amin. Amin. Același lucru îl spune și lui Tit, unde el se prezintă în primul capitol, Pavel, rob al lui Dumnezeu și apostol al lui Iisus Hristos, potrivit cu credința aleșilor lui Dumnezeu și cunoștința adevărului care este potrivit cu evlavia, în nădejdea vieții veșnice făgăduite înainte de veșnicii de Dumnezeu, care nu poate să mintă, ci și-a descoperit cuvântul la vremea lui, prin propovăduirea pe care mi-a fost încredințată, după porunca lui Dumnezeu, Mântuitorul nostru. Amin. Este felul în care Dumnezeu acționează în viața fiecăruia dintre noi. Vremea potrivită. Este potrivită în măsura în care este vremea hotărâtă de Dumnezeu. Nu de oameni, de Dumnezeu. Vremea potrivită este vremea în care voia și planul lui Dumnezeu se împlinesc indiferent și independent de orice ar face diavolul sau oamenii care se opun hotărârilor lui Dumnezeu. Slăvit să fie numele Lui pentru asta. Fiindcă ceea ce este fixat în calendarul lui Dumnezeu și în agenda de lucru a Creatorului și a Puternicului Dumnezeu, cu siguranță se va și împlini. Amin. Fiindcă aceasta este potrivit cu voia lui Dumnezeu. Amin. Al doilea adevăr pe care ne-l descoperă cuvântul în acest text, este că potrivit cu voia sa, Dumnezeu are și vestitor potrivit. Cine este vestitorul potrivit aici în textul nostru? Cine? Este un vestitor care vine cu o veste, da? Îngerul Gabriel. Da? Îngerul Gabriel a fost trimis de Dumnezeu într-o cetate din Galileea, numită Nazaret. Îngerul a intrat la Maria și i-a zis, plecăciune ție, că s-a făcut mare har, Domnul este cu tine, așa mai departe. Ceea ce este foarte important de subliniat aici, înainte de a sublinia alte aspecte, cel puțin la fel de importante, este această menționare expresă a Evanghelistului Luca, că îngerul a fost trimis de Dumnezeu. De ce este important să știm lucrul acesta? Vestitorul acesta este vestitorul potrivit doar în măsura în care este împuternicit de Dumnezeu să aducă această veste Mariei și prin ea întregii omenii. Ce înseamnă de fapt că cineva, un înger sau un om, este împuternicit de Dumnezeu ca să-și îndeplinească o sarcină sau o misiune? Păi înseamnă exact ceea ce menționează Luca aici. Și anume că îngerul Gabriel nu a venit din proprie inițiative pe pământ la Maria și nici nu a venit să-i comunice Mariei un mesaj pe care mintea lui l-a scornit din partea lui, nici vreo părere personală, nici să-i adreseze Mariei gratitudini din partea lui în mod personal. Misiunea lui, misiunea îngerului Gabriel, este foarte precisă. Și mesajul pe care îl aduce omenirea este fără echivoc. Plecăciune ție, căreia ți-a făcut mare har, Domnul este cu tine, binecuvântată ești tu între femei. Acesta este mesajul. Când vine vorba despre vestitori potriviți, de data aceasta din rândul oamenilor, Cuvântul lui Dumnezeu nu ne lasă nici de cum să înțelegem că a fi împuternicit de Dumnezeu ca vestitor al Evangheliei Împărăției sale ar putea însemna altceva decât a însemnat pentru acest înger venit din ceruri. Din punctul de vedere al urgenței cu care trebuia transmis mesajul, al clarității cu care trebuia transmis mesajul și al onestității cu care suntem obligați să-l transmitem. Ce înseamnă toate lucrurile acestea? A fi vestitor potrivit, adică împuternicit de Dumnezeu, spune și Apostolul Pavel, presupune
a fi trimis de însuși Dumnezeu să prezinți semenilor tăi exact ceea ce Dumnezeu ți-a poruncit să transmit, nu altceva. El zice așa din a doua epistolă către Corinteni, capitolul 5, versetele 18 la 20. Și toate lucrurile acestea sunt de la Dumnezeu, care ne-a împăcat cu El prin Iisus Hristos și ne-a încredințat această slujbă a împăcării. Că adică Dumnezeu era în Hristos împăcând lumea cu sine, ne ținându-le în socoteală păcatele lor și ne-a încredințat nouă propovăduirea acestei împăcări. Adică ești un vestitor potrivit pentru că Dumnezeu ți-a încredințat această slujbă. Și spune mai departe Pavel, noi deci suntem trimiși împuterniciți ai lui Hristos și ca și cum Dumnezeu ar îndemna prin noi, vă rugăm fierbinte în numele lui Hristos, un singur lucru avem de transmis. Împăcați-vă cu Dumnezeu. Ăsta este mesajul pe care trebuie să-l transmitem acestei lumi. Ce înseamnă să fii vestitor potrivit cu voia lui Dumnezeu? Cum putem recunoaște un vestitor potrivit și cum putem deosebi un vestitor potrivit de unul care n-a fost trimis de Dumnezeu? Care n-au nicio legătură cu Dumnezeu, fiindcă nu Dumnezeu i-a trimis și nu Dumnezeu i-a împuternicit. Cum îi putem deosebi? Îi putem deosebi exact prin mesajul pe care aceștia îl au de transmis. Vestitorul potrivit nu își trâmbițează părerile personale. Vestitorul potrivit, împuternicit de Dumnezeu, nu trâmbițează basme, scornel și închipuirile sale sau ale altora. Vestitorul potrivit este chemat și este împuternicit de Dumnezeu să predice Evanghelia Harului lui Dumnezeu. Așa cum ne-a fost lăsată drept moștenire de înaintașii noștri, unde? Aici, în cuvântul lui Dumnezeu. Singurul care este vrednic de toată încrederea noastră, slavă Domnului pentru asta, amin. Vestitorul potrivit spune adevărul și numai adevărul, indiferent dacă cel care ascultă îl primesc sau nu, așa cum se cuvine. Obligația lui este să spună adevărul. El știe și prețuiește cum se cuvine ceea ce a spus Mântuitorul nostru Iisus Hristos, care zice așa, dacă rămâneți în cuvântul meu, sunteți ucenicii mei, veți cunoaște adevărul și adevărul vă va face sănătos. Amin. Asta înseamnă că oricât de dureros ar părea pentru cineva adevărul, cu privire la starea sa de om păcătos, nimic altceva nu poate să-i folosească pentru mântuirea sufletului său, decât aflarea acestui adevăr despre soarta veșnică care îl așteaptă dacă moare neîmpăcat cu Dumnezeu și cu păcatele aflate asupra lui. Desigur, de altă parte, să nu uităm un lucru foarte important, pe care vreau neapărat să-l menționez. A spune adevărul cuiva nu exclude niciodată a-l trata cu respect pe acel om. Și mai ales cu dragostea care vine de la Dumnezeu. A spune adevărul înseamnă să o faci cu dragoste și cu respect. A jigni pe cineva în mod gratuit în numele Domnului nu înseamnă a-i predica Evanghelia, înseamnă doar să-l jignești. A spune adevărul îți presupune să știi, să-l tratezi cu dragoste și cu respect. Înseamnă cel mai probabil, dacă îl jignești, să-l îndepărtezi și mai mult de Evanghelie și de Dumnezeu. De aceea este foarte important să știm cum să tratăm semenii din jurul nostru atunci când le spunem adevărul. Amin. Cu dragoste și cu respect. Domnul să ne ajute la aceasta. Amin. În Iuda, de exemplu, în versetul 9, ni se spune Arhanghelul Mihail, când se împotrivea diavolului și se certa cu el pentru trupul lui Moise, n-a îndrăznit să rostească împotriva lui o judecată de ocară, ci doar a zis Domnul să te mântuiască. Și cu toate acestea, vestitorul potrivit nu este chiar
chemat și nu este trimis de Dumnezeu să gâdile urechile nimănui și orgoliile ascultătorilor săi, pentru că aceștia să se simtă bine pe locurile pe care s-au așezat și ascultă. Și să se simtă confortabil în păcatele în care își trăiesc viața. Nu aceasta este menirea vestitorului potrivit. Vestitorul potrivit se îndeamnă mai întâi pe sine și apoi îndeamnă și pe cei care îl ascultă la cercetare serioasă și la pocăință autentică în conformitate cu învățătura Cuvântului Dumnezeu. Amin. Domnul să ne ajute la aceasta. Vestitorul potrivit nu vestește de dragul faimei și nu o face nici pentru câștig de orice fel. Vestitorul potrivit este potrivit nu pentru că are cunoștințe potrivite, nu pentru că are talente potrivite, ci nu pentru că are abilități de orator, ci este potrivit fiindcă este împuternicit de Dumnezeu să împlinească voia lui Dumnezeu. Amin. Dumnezeu l-a ales pentru slujba aceasta și lui Dumnezeu îi va da socoteală într-o zi de felul în care și-a dus-o la bun sfârșit. Amin. De aceea, vestitorul potrivit este vestitorul împuternicit de Dumnezeu. Amin. Domnul să ne ajute să înțelegem lucrul acesta. În al treilea rând, un alt adevăr pe care ne-l descoperă cuvântul, este că potrivit cu voia lui Dumnezeu, el are vase puse deoparte pentru sine, adică vase potrivite. Aici mi se spune că vasul potrivit ales de Dumnezeu pentru această măreață menire a fost o fecioară. O fată. Probabil că n-avea mai mult de 16 ani. Pe nume Maria. Acum, întrebarea pe care și-o pun foarte mulți oameni este aceasta. De ce o fi fost oare Maria vasul potrivit? Adevărul este că există o sumedenie de răspunsuri la această întrebare, cu explicații care dintre care mai pretinsante și mai bombastice, unele dintre ele atât de departe de adevărul Scripturilor, încât nu poți să nu te întrebi de unde le-au scos oamenii. Știți că există, de exemplu, în romanul catolicism, așa numită dogma imaculației, ascultați-mă. Da? Care se spune, în esență, spune așa, că însăși Maria a fost concepută de părinții săi, în așa fel încât, ca să fie vrednică să-l poarte în pântece pe Mesia, ea nu a moștenit păcatul adamic și n-a avut niciun păcat până când a fost însărcinată cu Fiul lui Dumnezeu. Lucruri care n-ai de unde să le scoți din Scriptură. Sunt doar speculații. Sunt lucruri pe care nu le susține niciun caz Scriptura. Slavă Domnului că nu este cazul să ne batem capul cu toate acestea. Fiindcă dacă suntem foarte puțin atenți la ceea ce spune aici Evanghelistul Luca, răspunsul la întrebarea de ce a fost Maria vasul potrivit, răspunsul este cât se poate de simplu și este evident în text. Îngerul i-a zis, nu te teme, Maria, căci ai... Ce zice acolo? Haideți să punem versetul 30. Versetul 30, te rog. Nu te teme, Maria, căci ai... Ai căpătat îndurare. Ai căpătat îndurare înaintea lui Dumnezeu. Vasul potrivit pentru a împlini voia lui Dumnezeu este vasul care a căpătat îndurare de la Dumnezeu. Aleluia. Ăsta este vasul potrivit. Despre asta este vorba și nu despre altceva. Vasul potrivit pentru a împlini voia lui Dumnezeu este vasul care a căpătat har de la Dumnezeu. Omul fără păcat, dacă a existat așa ceva, n-are nevoie de har. Îngerii curați, n-au nevoie de har. Habar n-au ce e la har. Știți cine știe? Omul mântuit știe ce e la har. Pentru că a fost păcătos și are nevoie de harul lui Dumnezeu. Har de la Dumnezeu. Și asta nu pentru că spun eu sau altul ca mine, ci fiindcă așa îi transmite Marie vestitorul acela potrivit, îngerul
Gavril, din partea lui Dumnezeu, Dumnezeu care este plin de miră, de har și de îndurare. Îngerul a intrat la ea și a zis, plecăciune ție care ți s-a făcut mare har. Domnul este cu tine, binecuvântat ești tu între femei. Sigur, faptul că Maria era fecioară, că era credincioasă și că era gata să asculte și să împlinească necondiționat voia lui Dumnezeu, sunt evidente din ceea ce ne relatează aici Evanghelia. Dar să nu scăpăm din vedere faptul că Maria nu a fost aleasă de Dumnezeu la întâmplare. Adică nu a fost o zi în care Dumnezeu s-a uitat așa pe pământ, așa și uite, în niciun caz nu așa trebuie să înțelegem lucrurile. De altă parte, nici să mergem cu speculațiile dincolo de ceea ce ne spune cuvântul, nu putem, fiindcă ceea ce putem afirma cu siguranță de a nu greși în această privință este învățătura cea clară a cuvântului și cuvântul prin profețiile din Vechiul Testament ne descoperă că Dumnezeu a ales pe Maria mult înainte de nașterea sa. Cum a fost posibil lucrul acesta? Așa cum spune Apostolul Pavel, că ne-a ales și pe noi. Cu mult înainte de nașterea. Zice Scriptura în Vechiul Testament, da? Ales-o înainte de nașterea sa, a pus-o deoparte pentru sine, i-a sădit credință în inimă, a păstrat-o aproape de cuvântul său și la vremea potrivită a chemat-o pe nume ca să fie vasul potrivit pentru slujba extraordinară ce a fost încredințată, adică nașterea Fiului lui Dumnezeu. Slăvit să fie numele Lui. Învățăm, ce învățăm noi din toate acestea adevăruri? Învățăm din toate acestea că vasul potrivit după voia lui Dumnezeu este orice om care are parte de harul și de îndurarea lui Dumnezeu. Acesta este vasul potrivit. Fiind pus deoparte de El pentru slujbă care îl onorează și îl responsabilizează în același timp și în aceeași măsură. Cuvântul lui Dumnezeu îl numește vas de cinste sau vas pentru o trebuințare de cinste. Și spune Apostolul Pavel, totuși temelia tare lui Dumnezeu stă neguzguduită având pe cetea aceasta. Domnul cunoaște pe cei ce sunt ai Lui. Și oricine rostește numele Domnului să se depărteze de fără de lege. Într-o casă mare nu sunt numai vase din argint și din aur, ci sunt și din lemn și din pământ. Unele sunt pentru o trebuințare de cinste și altele pentru o trebuințare de ocară. Dacă cineva se curățește de aceastea, va fi un vas de cinste, sfințit, folositor stăpânului său, destoinic pentru orice lucrare bună. Amin. Asta este vasul potrivit. Vasul potrivit este vasul care înțelege că este potrivit cu voia lui Dumnezeu, căci a căpătat îndurare de la Dumnezeu. Și menirea lui este de a se păstra până la capăt, curat și neîntinat. Amin. Pentru a putea sluji cum se cuvine până la capăt Dumnezeului care l-a ales pentru gloria și pentru cinstea numelui său. Amin. Amin. Acesta este vasul potrivit. Și în al patrulea rând, descoperim în cuvânt că potrivit cu voia lui Dumnezeu, Dumnezeu are de transmis o veste potrivită. Vestea potrivită este vestea care este proclamată prin profeție de Dumnezeu însuși. Și iată că vei rămâne însărcinată și vei naște un fiu care îi vei pune numele Iisus. El va fi mare și va fi chemat Fiul Celui Preanalt și Domnul Dumnezeu îi va da scaunul de domnie al tatălui său David. Va împărăți peste casa lui Iacov în veci și împărăția lui nu va avea sfârșit. Amin. Aceasta este vestea. Vestea potrivită este cea mai măreață veste pe care a primit-o vreodată omenirea întreagă. Întreaga existență, de la căderea lui Adam și până în ziua de astăzi. Ceea ce Dumnezeu profeția
Atunci, în Geneza, la începuturile lumii, șarpe din prezența protopărinților noștri, Adam și Eva, imediat după căderea lor, când i-a zis, vrășmășie voi pune între tine și femeie, între sămânța ta și sămânța ei. Cine este sămânța femeii? În profeția aceasta. Iisus Hristos Mântuitor. Această sămânță îți va zdrobi capul și tu îi vei zdrobi călcâiul. Această profeție avea să capete sens abia după ce mii de ani se vor fi scurs și istoria va fi consemnat multă durere și suferință și multă orbecăire în păcat, până când lumina Evangheliei a strălucit de-a lungul și de-a latul Pământului. Slăvit să fie numele Domnului. La vremea potrivită, printr-un vestitor potrivit, adresându-i se unui vas potrivit, Dumnezeu transmitea vestea potrivită. Cea mai așteptată și cea mai îmbucurătoare veste ce ne-ar fi putut fi adusă vreodată de când existăm ca specie umană. Dumnezeu vine în lumea noastră, făcându-se ca unul dintre noi, ca să poată plăti în locul nostru ceea ce noi n-am fi putut plăti niciodată. Plata păcatului. Moartea Lui pentru noi și în locul nostru. Acesta este vestea extraordinară. Numai că această veste nemaipomenită, ea nu trebuie izolată și nu trebuie prezentată nimănui niciodată, nicio circunstanță despărțită de mesajul acesta complet pe care îl transmite Îngerul Gabriel. Despre care, și care vorbește, să fim foarte atenți, să nu despărțim niciodată lucrurile. Vorbește despre o împărăție și despre un împărat care domnește și care va domni pentru vecii vecilor. Întrebarea implicită este cine sunt care cei care vor fi supușii acestui împărat, acestei împărății? Și ce înseamnă în mod concret să fii supus acestui împărat? Că Iisus Hristos să domnească peste tine și peste viața ta. Să faci parte din împărăția lui Dumnezeu. Desigur, noi putem accepta cu ușurință, cu entuziasm chiar, ca fiind supuși și părtași aceste împărății, dacă ne gândim exclusiv la beneficiile de a fi părtași la această împărăție, da? Acestui binecuvântat statut. Doar că dacă suntem gata să acceptăm vestea aceasta bună a ispășirii păcatelor noastre de către Fiul lui Dumnezeu, dar, în schimb, încă ne mai gândim dacă să acceptăm sau nu și domnia asupra vieții noastre, atunci ori noi n-am înțeles ceva din toate aceste lucruri cum trebuie, ori trebuie să renunțăm la ceea ce ne învață Cuvântul lui Dumnezeu cu privire la Iisus Hristos ca Mântuitor și Domn în același timp și în aceeași măsură peste viața noastră. Amin? Amin. Cert este un lucru care vreau să rostesc cu toată convingerea, bazându-mă pe ceea ce mă învață Cuvântul lui Dumnezeu. Orice om care a cunoscut îndurarea și harul lui Dumnezeu, atins fiind de Duhul Sfânt și a fost adus de la moarte la viață, omul acela nu va avea nicio problemă cu înțelegerea și acceptarea Domniei lui Hristos în inima și peste întreaga lui viață. Amin. Amin. Un om care cu adevărat a cunoscut harul și îndurarea Dumnezeu nu va avea nicio problemă cu Domnia lui Hristos peste viața lui. Despre ceilalți care au o problemă cu lucrul acesta, Scriptura și noi împreună cu ea și prin ea nu avem decât un singur mesaj să le transmitem. Pocăiți-vă și credeți în Evanghelie. Amin. Pentru că aceasta este potrivit cu voia lui Dumnezeu. Dumnezeu care are o vreme potrivită, Dumnezeu care are vestitori potriviți, Dumnezeu care are vase potrivite,
pentru că are de transmis o veste potrivită. Cea mai minunată veste pe care a cunoscut-o vreodată omenirea de la întreaga, pe parcurs întregii ei existență și până astăzi. Slăviți să fie numele Domnului pentru toate aceste lucruri.